de distanță, aici ești acasă. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Bun găsit tuturor, bine v-am regăsit, de fapt, astăzi, și la mulți ani tuturor celor care ne ascultă, la mulți ani nației acesteia. Astăzi vă propun o ediție specială alături de filozoful și scriitorul Gabriel Liceanu. Mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Vă mulțumesc că m-ați invitat într-o asemenea zi. Două motive sunt printre altele cele care ne aduc împreună. Primul este vorba de noua dumneavoastră carte numită Impudoare, și mulțumesc că am citit-o. Vă mulțumesc că ați scris-o și că am citit-o. Al doilea, sigur că ne-am dorit ca de 1 decembrie să vorbim cu o voce. Da? O voce, în sensul în care este una ascultată, respectată, și care poate să ne dojenească, să ne dea sfaturi sau să ne observe. Nu întâmplător se leagă cele două lucruri, am să spun în acest moment. Impudoare este o carte despre viața dumneavoastră. Așa și așa, da. Nu, pornește de, de la Pornește, viața mea, asta zic. Este... Dar ajunge la viața dumneavoastră. Exact asta. Mulțumesc că ați completat. Asta, asta era continuarea frazei. Da, așadar, era o carte despre dumneavoastră, dar o carte care vorbește despre noi. Deci, în momentul în care ajungi la capăt, îți dai seama că sigur că viața dumneavoastră pare a fi așa un pretext, dar nu chiar ca să povestiți despre ce mai gândim și mai spunem noi. Și spuneți, la un moment dat, în carte că scriind îmi răscumpăr viața din mine, Gabriel Liceanu, așa spuneți, pentru că vi se pare că doar trăind viața, ea se duce, se pierde și cumva faceți un efort să, să rămână aici, scrisă, undeva. Dar de ce a fost nevoie? Sau de ce ați simțit așa? Nu știu dacă eu reușesc să explic în cuvintele mele, care sunt puțin deformate de formația mea, știți? Filozofia, oricât ar vrea să, 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 devină accesibilă cu orice preț, pe semne că cel care a practicat o an de zile nu mai poate să măsoare exact cât de departe ajunge bătaia vorbelor, lui, vorbelor ei. Dar încerc să răspund o viață poate fi trăită în două feluri. O trăiești pur și simplu. O trăiești ca un viețuitor, te ai te-născut, respiri în lumea largă, ai o minte, cum nu mai are nicio viețuitoare de pe lumea asta, și cauți să satisfaci în principal bucuria de a trăi. Fericirea e un drept al tuturor oamenilor și atunci a te bucura de viața pe care o ai ți se pare de ajuns, trăind-o în detaliile ei plăcute. Pe de altă parte, există mulți oameni cărora nu le este indiferent felul în care își trăiesc viața și mai ales în ce măsură pot să o înțeleagă. Dat fiindcă ni s-a dat o minte, cum nu a existat până la noi, la nicio viețuitoare, la un moment dat se pune întrebarea Pot să trăiesc fără să înțeleg cum am ajuns aici? Ce e cu mine? Ce înseamnă că sunt muritor? Există, pot să-mi dau un destin, pot să-mi conduc viața sau ea merge cu mersul vieții de la sine? Pot să o modelez? Ce înseamnă că mor? Bătălia în jurul nemuririi și definitiv muririi noastre este de. Eterne, de secole. Toate întrebările astea ajung la unii oameni, în orice caz la mine a ajuns în felul ăsta, toate aceste întrebări au devenit obsesive. Mintea, în general, se uită în afara ei, ca un aparat de filmat care fotografiază ce e în jur, filmează ce e în jur. Există un aparat de filmat care filmează ce e înăuntru? Nu. Probabil că doar această e mintea. carte. Mintea, mintea minte. e. E, mintea este acest aparat de filmat unic în istoria ființei care se poate răsuci către interiorul nostru. Deci în loc să filmez ce e în afara mea, dintr-o dată, grație minții, pot să aflu ce e înăuntru meu. Iar înăuntru meu este infinitul. Și ce e înăuntru oamenilor? În ce măsură oamenii se disimulează, se ascund, se exprimă, mint, sau din potrivă își pun sufletul pe masă, practică o sinceritate dezlănțuită sau din potrivă au straturi de ascundere uriașe. Despre asta e cartea dumneavoastră, adică neîndoios cuvintele pe care le-ați rostit acum sunt puse în aceste capitole. Și fiecare adună câte o idee. Și ea e de o frumusețe rară pentru că se exprimă asupra multor concepte, chiar și asupra interiorului și exteriorului, Zice la un moment dat cartea dumneavoastră, ziceți dumneavoastră, de fapt, oricine simte nevoia să fie în centrul lumii, așa cum însuși omul s-a grăbit să ocupe un loc în centrul Universului. Eul gonflat este o declinare la nivelul individului și asupra eului omenirii. Și uh, spuneți că eul ăsta al nostru se manifestă mereu în uh, arenă și ajunge până la balonul uh, trufiei. Și mă gândeam aici că, într-adevăr, pentru foarte mulți dintre noi, și dumneavoastră o surprindeți foarte bine, că viața se trește doar prin reprezentarea exterioră. Uh -huh. Și atunci mă întreb dacă... Uh, Până la urmă, cât de necesară e, de fapt, această întoarcere către interior pe care dumneavoastră o faceți în această carte pentru dumneavoastră? E necesară, așa cum am încercat să spun, pentru că e păcat să ai o asemenea unealtă în tine și să nu o folosești. Dar, pe de altă parte, ea nu e doar necesară. Ea se manifestă în mod spontan. Și știți când? Când ne, când ne culcăm, când mergem la, 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 la nani, ziua s-a încheiat. Așa? Cu tot ce s-a întâmplat în ea, uneori se întâmplă lucruri multe, care te, te, te lucrează în diferite variante, ai făcut poate niște porcării. În ziua aia ai făcut niște lucruri bune, îți faci un bilanț al zilei. Bănuiesc că aproape orice om care se culcă înaintea culcării a sângerii luminii, are o privire înăuntru lui. Dar credeți că nația asta, cetățeniei, uitați-vă și la noi, dacă e zi aniversară, poate e potrivit, diseară, peste trei ore, patru, când mergem la culcare. Credeți că mulți dintre cetățenii noștri își fac această analiză nu. pe care o ridicați? În mod sigur nu clasa politică. Da, <laughs> pentru că, că dacă și ar fi făcut acest examen, am fi trăit într-o țară fericită. Cât de cât. Uh, cât de, cât cât de cât. N-am înțeles de niciodată, cum având puterea, uh, nu-ți propui să faci cu ea ceva bun pentru ceilalți care ți-au dat-o, care ți-au dat-o. Puterea pe care o au oamenii politici la noi e o putere conferită prin mecanismul democrației. Ei încalcă cel mai sacru legământ al democrației, acela de a reprezenta pe omul care l-a ales. Toată societatea noastră, democrația, e un ideal al conviețuirii. De ce? Pentru că împarte societatea în două părți distincte. Nu poți să conduci la nivelul unor milioane sau miliarde, cât are astăzi o țară, nu poți să alegi pe cei pe care, care te vor conduce ca într-un sat, ca într-o uh, comună elvețiană, ca într-o cetate antică. Cum să-i cunoști cine sunt cei care se propun în fața ta? Că vor să te reprezinte și să îți facă viața mai ușoară, mai frumoasă, trebuie să-i crezi doar pe cuvânt. Dar cuvântul acela ar trebui să aibă o valoare sacră. Când ei spun vom face, vom drege, știu că au făcut un legământ de reprezentarea noastră. Noi nu trăim viața noastră toată prin noi înșine. A iubi se trăiește nu prin reprezentare, nu poți delega pe nimeni să iubească în locul tău. În schimb, a se ocupa de treburile publice poate fi, dele e delegat. Dacă nu respecti faptul că te ai legat să îl slujești pe cel care te-a ales. Rupi legământul dintre reprezentați, adică dintre noi toți și reprezentanți ei. Spuneți asta. Ca o amărăciune la actuala criză politică încheiată cu întrunirea celor două partide, PNL și PSD? Da, aici. bine, treaba asta urcă departe în istoria noastră. Noi n-am trăit niciodată o democrație împlinită, niciodată. În interbelic am ajuns, în diferite momente, în punctul cel mai înalt al istoriei. Sau ce s-a întâmplat la sfârșitul secolului, partea a doua a secolului XIX? A fost o binecuvântare. Pentru că s-au pus temerile instituțiilor moderne ale viitoarei democrații. Dar n-am trăit tot. Ce s-a întâmplat cu noi recent este îngrozitor de dureros, pentru că nu meritam, ca să zic așa, după ce am trăit 45 de ani de atomizare totală a societății, în care nimănui nu-i mai păsa decât de el însuși, trebuia să supraviețuiască conviețuirea noastră era bazată pe delațiune, pe minciună, pe a gândi un lucru și a spune altul, ne-au făcut pulbere, moral vorbind. Și atunci, mulți dintre noi care am realizat lucrul ăsta, dar nu foarte mulți, că meritam să ne redresăm ca popor după aventura sinistră a comunismului, au văzut că nu că nu se întâmplă nimic, pentru că s-a întâmplat, să știți. Nu mai suntem înainte de 90. Totuși trăim lucrul faptul că avem emisiuni de acest gen. Că avem o libertate de exprimare. Asta este un enorm, un câștig enorm. Poporul, într-un fel, și-a făcut niște alegeri. Mulți au învățat, mulți au progresat. Numai că, de data asta, politic vorbind, nu, poporului nu mai e ce să-i reproșezi. Adică tot ce s-a întâmplat în, ultimele, în ultima lună ține eminamente de liderii politici. Poporul a ieșit în stradă, poporul a schimbat puterea, poporul a dat un mandat, poporul... Știți, poporul este un cuvânt extrem de, cetățen, de, vag. Cetățeni. Nu, a. și cetăți. Orice substantiv de ăsta anglobant, colectiv, da. colectiv e, e unul abstract. Ce înseamnă popor? Înseamnă oameni care la un capăt al uh, într-o extremă. Știu, să zicem, filozofie politică, știu istoria Europei, au o cultură formată în uh, istoria conviețuirii umane, nu? Cum se trăiește la oaltă, câte forme au existat de-a lungul istoriei prin care oamenii au încercat să se pună de acord într-un mod optim. De partea ei la altă există sărăcie, mizerie, grija, Bucății de pâine, sunt oameni care trăiesc din 800 de lei, 400 de lei pensie. Poți să le ceri să discearnă? Dacă continui să-i ții în negura ignoranței lor, nu te poți aștepta ca ei să distingă, să știe să. Ei sunt manipulați. De cine sunt manipulați? De populismul oamenilor politici. De biserică, în clipa în care biserica face o conjuncție cu clasa politică și fiecare are ceva de dat, de oferit celuilalt, și atunci aceste forțe conjugate țin la același nivel retro, pe gândire, pe cultură minimal-politică, majoritatea populației. E foarte ușor să faci o statistică cu regiunile napoiate, mai puțin napoiate mai avansate, cu categorii. Nu știu de ce nu se publică la noi exact care este nivelul de cultura opțiunii, cultura alegerii. Care e? Nu știm, dar s-ar putea să fie în programul România Educată. Zâmbesc. <laughs> da. A, apropo, să știți că România Educată, asta trebuia să facă. Cultura opțiunii publice. Ce, cum alege un om când își, își face opțiunea pentru cel care să-l reprezinte. Ce Asa urmărește? Că programul acesta este cel mai mare studiu care s-a făcut vreodată în România despre educația noastră. Au contribuit sute de oameni, mii de oameni din țara asta. Comisia aia prezidențială a avut oameni trimiși peste tot. Dar, din păcate, nici nu știu dacă mai e timp sau putere pentru programul ăsta. Și apropo de asta, cum îl priviți, cum îl mai priviți pe președintele Iohannis în conjunctura asta despre care vorbim? În general, în ultima vreme, cuvintele care au apărut în legătură cu el sunt teribile. Am citit texte, unele scrise de personalități publice, de artiști, de jurnaliști, care folosesc cuvintele trădător, ticălos, etc. Este un personaj care, sigur că da, Ridică întrebări acute în jurul lui. Ce l-a făcut să se poarte așa? Ce l-a făcut să ne promită un lucru? Ce ne-a făcut ca să-l alegem cu speranța că prin el România va intra pe alt drum? și ne pomenim uh, exact în punctul de care ne poiserăm să ne despărțim. Ponta, USL. Și în loc de asta ne-am pomenit... Exact în locul ăsta. Ide După ce spui vreme de ani de zile niciodată câtă vreme eu PSD-ul nu va mai. Și pe urmă știți care e întrebarea care apare în legătură cu el? În mintea mea cel puțin. Dacă lucrurile astea au fost gândite ca la un mare jucător de șah cu mișcări calculate pentru a ajunge în punctul voit dar pe o cale Ocolită și pe care ceilalți nu o vor ghici în toate meandrele ei, așadar, dacă aceste etape intermediare prin care am fost păcăliți la nivelul unei nații au fost gândite de la început sau au fost făcute dintr-o aveți dintr -o minte brambura. Găsit, nu, domnule. am o singură credință în clipa de față și care e legată... Eu nu pot să intru în culisele minții unui om. Cred însă un singur lucru. Repet. Este imposibil să știi, să nu știi că o mare parte din populația României a investit niște speranțe în tine. Și totodată știi că ai puterea supremă, de fapt. Și atunci, știind că ai puterea supremă și că lumea așteaptă de la tine niște lucruri deosebite, și în aceste condiții nu-ți folosești puterea pentru aceste speranțe, singura explicație rămâne asta. Un cinism uriaș sau un egoism uriaș. Nu-mi pasă de nimeni pe lume, în afară de mine, în afară de mine, de mine, președintele actual al României. Nu-mi pasă. Nu-mi pasă de voi. Cum să vă spun, domnule Striblea, când în mintea mea tremurată, romantic. De-a lungul vieții, trăind într-o lume de științe umaniste, ajungi să te hrănești cu idealuri. Și îți spui că uh, cea mai mare bucurie pe care poate să o aibă un om, având puterea, e să facă bine. Ce minune să faci bine în jurul tău, să bucuri una. Mai mult, când ajungi, iarăși în mintea mea, cum vă spuneam, deranjată, romantic, apare ideea că atunci când ajungi în fruntea unei țări și ai funcția, deci când ai funcția supremă, viața ta nu mai contează. Viața ta nu mai contează. Dar chiar sunteți romantic. În, în niciun sens. Dacă e cazul să ți-o dai, ți-o dai fără să clipești. Asta este primul sens. Este ca într-o mare bătălie. Deci comandantul unei oști, în vremea în care omenirea cunoștea cultul eroului, la a intrat primul în luptă și putea scadă primul. Deci când intri într-un joc de genul ăsta, îți pui viața la bătaie, la propriu. Au fost președinți de țară uciși pentru că intră în acest joc al, al intereselor, nu? Unii celebri. În al doilea rând, viața ta mai contează în sensul că interesele tale nu mai fac doi bani, ci mai interesele celorlalți. Dacă nu poți să faci aceste două lucruri romantico-idealiste, stai naibii acasă. Nu te băga pe o scenă în care e nevoie de oameni excepționali. Sunt curios ce va răspunde președintele Iohannis. Nu are ce să răspundă. Nu, nu, nu e nimic de, de el răspuns. El nu răspunde. Nu... nu e nimic de răspuns. Nu. Știți că poate îl judecăm de așa și pentru că lipsesc cuvintele? Președintele nu vorbește cu noi? Nu vorbește. Nu, vorbește cu nu, cu nu, cu nu, că... nu pentru că nu are cuvinte. Și pentru că nu vrea. Pentru că nu vrea. Dar și fără asta face cuvinte... parte tot din lucru halucinant că un om care ar trebui să-ți spună ce se întâmplă cu moșia ta, cu țara ta, că e a noastră, nu e a lui. Ea noastră. Și nu ne spune ce se întâmplă cu noi? De ce murim pe capete? De ce sărăcia asta? De ce corupția asta? De ce are un ministru la educație care atestă plagiatele și ajută ca plagiatorii mari ai țării, România educată, să fure? N-are ce să răspundă. Nu mai e nimic de răspuns. Nu cuvinte îi lipsesc? Este închis în această capsulă care este ego lui și care a ajuns la o trufie nemaipomenită. pomenită. Licianu, mă întorc la cartea dumneavoastră. Are un capitol, trei capitole, de fapt, care sunt... Ce încetă? mai contează cartea ba mea da, pe ba da, ce contează. discutăm noi nu, acum? Păi stați să vedeți că lucrurile sunt legate. Sunt trei capitole aici. Recunosc, am voie să spun asta în fața autorului, că sunt cele care mi-au plăcut cel mai mult. Și mie îmi plac cuvintele. 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 Trei capitole care se numesc Știți cum Cuvintele. Cum se face acum? Da. Felicitări. Semn, pentru cine nu ne vede la radio, A... da, e semnul acela. Cuvintele. Și spuneți dumneavoastră ceea ce nouă sau merităm foarte tare ceea ce spuneți aici. Cum de nu am ajuns să înțelegem că prăbușirea sau salvarea omenirii, și puteți înlocui cu nație dacă vreți, nu depind până la urmă decât de felul în care vom reuși ca specie să ne reglăm raportul cu cuvântul. Ceea ce numim în prostie prostia omenirii este, de fapt, o incapacitate specifică de a mânui acest ustensil care, ca orice ustensil prost mânuit, poate deveni ucigător sau dezamăgitor sau nimicitor. Sau... Știți că toate marile crime ale omenirii s-au făcut pornind de la cuvinte, de la ideologii. Ei, acest capitol este legat și chiar și de România și ar trebui să vorbim de modul în care, uite președintele nu folosește cuvintele, pentru că nu le folosește, nu ne spune nimic, în modul în care alți politicieni folosesc, folosesc, cuvintele, folosesc cuvintele. și le folosesc da. absolut groasnic. Și suntem într-o situație în care... că adică mințind. mințind. da. Suntem într-o situație în care mai mari acestei țări ori nu vorbesc, nu au cuvinte, ori atunci când vorbesc mint sau tot vorba dumneavoastră nici măcar nu ating limba aceea Partea de sus a limbii, asta da. e de fapt exprimarea. Partea. Ci... partea de sus a limbii. Vă mulțumesc pentru da. cum ați citit. Da. E uh, remarcabil. Și... Uh, partea de sus a limbii. Partea de sus, dar să le explicăm oamenilor că nu e vorba de ceva anatomic. Partea de sus a limbii este vorba de cuvintele și toată învățătura pe care o avem la dispoziție și pe care nu o Partea de sus a limbii înseamnă folosirea cuvintelor în sinceritatea lor în care... În, în, ele au apărut au apărut în această specie stranie care... pentru a comunica, nu pentru a ne comunica, pentru a exprima. Cum să vă spun, când se făcea un, un proiect, se foloseau cuvinte. Acum 60 de mii de ani, Homo sapiens sapiens, strămoșul nostru absolut, a trebuit să folosească cuvinte pentru a-și regla relația cu Viața cu mediul, cu celelalte triburi. Suntem în continuare o ființă tribală, și uh, funcția fundamentală a cuvântului, până la, un moment dat, până la un moment dat, nu a fost aceea de a minți, ci aceea de a explica și de a pune la cale un lucru bun pentru toată lumea. La un moment dat, el s-a pervertit și în, în politic, pe scena politică a prevalat minciunea ascunderea. După al doilea război mondial, un filozof francez a spus această vorbă. Niciodată în istoria lumii nu s-a mințit mai mult decât astăzi. E, aceasta, dacă ar fi măsurat cineva atunci, dacă s-ar putea măsura ca la nivelul apelor, nivelul minciunii de-a lungul istoriei, noi am fi în clipa de față, în punctul noi, nu numai România, toată planeta. Niciodată nu s-a mințit pe lume cum se minte astăzi pe toată planeta. Democrația este un sistem de conviețuire politică, socială, care ar trebui să stea pe adevăr. Ori în momentul de față, acest model ideal, foarte deștept construit, începând cu secolul XVII-XVIII, că și-a fost construit de niște minți geniale, au gândit că dacă puterea stă într-o singură mână, e nenorocire. Niciun om nu poate să aibă puterea fără să pervertească și fără să ajungă la corupție unul singur. Și atunci unui tip i-a trecut prin cap că puterea trebuie separată, nu în mâna unui om. Unul să aibă puterea legislativă, altul pe cea guvernamentală, altul pe cea juridică și așa mai departe. Ei bine, în clipa de față acest model construit ca ideal și care e un model formidabil și de nedepășit, e pervertit peste tot în lume. În grade diferite. Poate există două trei țări nordice care nu l-au pervertit. În Norvegia nu cred că e pervertit. Dar în România? Ei, asta e bună. Întreb, la ce nivel de dar noi pervertire? Nu, dar noi nu trăim într-o democrație funcțională. Este o fațadă. Este o butaforie, cum se spune, prețios. Ne prefacem că nu e atât de rău ca într-o societate ne autoritară, e Belarus, totalitară, sau dictatură. În Rus, da. în vorbim de Corea de Nord, nu e înspre Discuțiile se schimbă. Dacă intrăm pe panta totalitară a istoriei, nu mai are rost să discutăm. Noi Nu avem instituții funcționale, dar un sistem. Deci noi suntem undeva în democrație, nu suntem decât pe forme, dar pe funcționarea lor nu. Și nici pe funcționarea un istoric care s-a ocupat de noi, uh, un, un mare istoric austriac, elvețian de fapt, uh, Oliver Schmidt, și care a scris o carte formidabilă cu ocazia centenarului 1918-2018. Uh, și acolo ne spune în ce măsură România n-a reușit niciodată să atingă modelul unei democrații împlinite. Deci putem să aflăm unde suntem situații. Și el spune că cel mai înalt moment democratic din România, din istoria României, a fost atins în Piața Victoriei, în manifestațiile care au avut loc cu ocazia. Ordonanței 13. 13. Ne-au și 6 de mii de oameni. Da să stare. știți că premierul Ordonanței 13 e membru al guvernului astăzi, țin să Ei, vă spun. Bun, și 10 august e băgat sub și așa da. mai departe. Ce vrea să spună cu asta? Că o democrație se măsoară pe de o parte în funcționarea instituțiilor, pe de altă parte în puterea societății civile, adică a poporului, cum ziceați, de a se manifesta și a-și cere drepturile. Ori noi suntem în clipa de față, dăm senzația că avem nervii de la tăiați și că nu mai, suntem letargici. Ori eu nu vreau să cred asta. De ce? Pentru că avem un dar, așa cred, de-a lungul istoriei noastre, să zicem, de un secol jumate încoace, că atunci când se ajung lucrurile la fund, ceva din străfundurile noastre să răbufnească? Ha. Nu, 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 nu. Nu se poate trăi așa cum trăim acum. Vă așteptați la o răbufnire? Nu. nu prin cuvântul răbufnire înțeleg un așa nu se mai poate. Indiferent ce formă ia acesta, așa nu se mai poate. Dar nu cred că noi am întors definitiv pagina istoriei în forma acestei. Mascarade teribile în care trăim. Cu oameni politici care nu-și mai dau seama de un lucru, n-au învățat nimic. Își pierd mințile. Când ajung acolo, li se pare. Păi, uitați-vă ce s-a întâmplat de trei luni, de șase luni de când, că știți mai bine ca mine, stau, eu văd asta sub forma unei caricaturi. Oamenii de care depinde soarta întregii țări fac un cerc și joacă barbuta acolo sau nu în mijloc între ei. Iar ei la stau și se uită la cum stau cu fundul la ei. Sunt trei luni, da. Și nu le pasă. Și ei nu-și dau seama că fac un lucru de o, de o trufie nemaipomenită, că puterea lor e vax, că se poate spulbera în două clipe. Năstase a fost și el cu capul în ceruri, s-a crezut zeu, a ajuns la zdup în final. Ceaușescu a fost ce a fost, etc. Nu spune că Stalin a murit în patul lui. Dar mai suntem în epoca aia. Noi nu trăim acum o, o dictatură, un totalitarist de genul ăla. Da, domnule Eliiceanu, uh, acum uh, sigur că uh, avem o imagine cât se poate de, uh, de proastă Asupra tuturor lucruri care se întâmplă. E și o doză de progres. Dumneavoastră spuneați așa în carte, spuneați că aceste cuvinte sau cuvintele ar trebui să spele spiritul, da? ar trebui folosite astfel încât să putem să mergem. Să ieși în lume ca un om curat. Cu mintea curată, spălată. Mintea spălată nu înseamnă spălat pe creier, ci curățită. Curată eu văd aici în ce spune curată însemnând care judecă bine văd o, văd o doză de speranță totuși adică și astăzi fiind 1 decembrie nu, nu mi îngădui să n-am o doză de speranță în tot ceea ce se întâmplă dumneavoastră unde vă căutați speranța asta sau o găsiți sau vă gândiți dacă de... mă gândesc bine ați scris da. despre carte în cartea impudoare despre speranță nu rețin termenul acum îmi dau seama Așa e. Acum realizez. Nu l-am folosit. După ce a apărut această carte, adică acum o lună, cred, am avut mai multe întâlniri pe tema ei și la un moment dat, fiind ajungând în mod fatal discuția pe panta pe care suntem și noi acum, am avut momente de cădere în care am spus nu mai văd, e imposibil, au pus o șapă peste noi. Nu, nu, nu vreau să o apuc pe drumul ăsta. Sigur că pot să înșir toate fundăturile în care ne aflăm. Dacă ar trebui să ne exprimăm uh, prin manifestații, n-am ști pentru ce să manifestăm mai întâi. Uh, mi se pare că, nu știu, Tudor Chirilă, uh, vedeți, în 2018-2016 ne-am strâns pentru că era un lucru clar. Astăzi ar trebui să ieșim din oră în oră pentru altceva. Deci au învățat că, ei, și dacă ies, nu e așa. Știți, în Polonia au ieșit 600 de mii de oameni. Guvernul lui nu i-a păsat, președintele țării nu i-a păsat, cu de avortul era. Cu avortul. Da, da, A, să iasă. Când se ajunge la punctul ăsta de cinism, e un punct extrem de periculos și de greșit pentru cel care are puterea. Nu-i bine să atăți oamenii în acest fel. Hai, hai! Ieșiți pe stradă, zbierați, ridicați pancarde, caricaturi. Noi ne vedem de treabă. Nu, nu, n-a terminat Dar, nimeni bine când a luat-o pe drumul ăsta. Dacă nivelul acesta pe care îl întâlniți în România și despre care spuneți că, mă rog, îl citați pe acel autor elvețian, că în 2017 ne-am ne atins nivelul de cea mai înaltă democrație, dar dacă mai bine de atât decât e acum, nu se poate în țara asta. E posibil? Nu. Nu, păi, vă spun de ce. România are toate păcatele la un moment dat, poți să spui, aia nu iese, aia nu iese. Dar cu toată butaforia de asemenea a programului pentru educație, sau cum îi spune, nu înseamnă că nu există în acest dezastru al educației minți strălucite, că generația nouă nu creează niște personaje formidabile, atât cât am avut de a face la universitate cu uh, studenții cu generația nouă, bun, că majoritatea pleacă și ce dacă? Se vor întoarce la momentul potrivit. Uh, sunt uh, ceea ce ne, ne caracterizează, noi, ca spunea, aurul cenușiu. Aurul cenușiu mintea, îl avem, avem uh, zăcăminte de aur cenușiu cenu masiv. Acest aur cenușiu, elitele, vor exista totdeauna în poporul ăsta, pentru că nu cred că vom fi uciși, pur și simplu, terminați în tăcere totală. Să zicem aici, și asta nu-ți vorbe, adică nu, nu trebuie să fie jignit nimeni, în, există și un volum, un volum, un capitol numit la noastră Prostia, și în România, sigur că se poate vorbi, și dumneavoastră spuneți lucrul ăsta, se poate vorbi și despre prostie a care este indusă sau generată. Da, nu, sau... știți, capitolul ăla nu este jignitor la adresa nimănui. De ce? Pentru că eu vorbesc acolo de prostia oamenilor în principiu inteligenți care devin înfiorători de proști din cauza unei opțiuni afective. Dacă ți se pune o pânză pe ochi, nu mai judești normal. Pânza aia, în principal este ori politică, ori, ori pe... În două capitole nu poți să discuți cu cineva dacă îi contrariezi opțiunile religioase și cele politice. Einstein, care a considerat un geniu al lumii, avea uh, culmii de prostie. Culmi. În 1929, ține un discurs comemorativ în moartea lui Lenin și spune acest om care și-a dăruit viața și a sacrificat-o pentru binele celorlalți. Trebuie să fii, spui, cum poate un om care trece drept unul din marile genii mea, să, să spună poate. o tâmpenie atât de uriașă și pe urmă să revină în 51-2 și să spună Stalin e cea mai bună opțiune pentru poporul rus. Și acum urmează cinismul. Nu că aș dori să trăiesc în Rusia actuală. Nu, nu, Asta ar fi oribil. Dar pentru ei e cea mai bună soluție. Dar să știți că în jurnalul său de călătorie din începutul anilor 20, Einstein a ajuns la un moment dat în ceea ce va să fie Israelul, deci în Palestina, cum se numea. Se întâlnește cu coloniștii ruși, evrei ruși, și spune: Au venit aici cu comunismul, zice el, constată în carte. Dar nu-i problemă, că în 30 de ani comunismul li se va șterge. Uh, intuind cumva că forma aia de organizare. Nu dați seama ce varză era în capul lui. Da. <laughs> uh, uh, pe, și câți nu sunt așa? Câți? Enormi. Uh, uh, vă dau un exemplu din lumea de astăzi, la care, sau căruia astăzi nu ne-am adresat. Vaccinarea, nu? Mă E, ne e Un turnesol noi. al prostii, cum rar s-a pomenit. Iată. Am, am scuzați-mă, politicul, religiosul și, și sanitarul. Credința... Și, și, și nu și vaccinul. Și vaccinul. Credințele, credința sau nu în vaccin, sunteți vaccinat? Știu de eu. trei ori. Și al alter mi-am făcut anticorpi, am 8.000. Și am fost foarte mândru. Că sunt mulți. Da. Păi rog, ei nu, nu, nu știți ce, la... dar cum apare prostia aici? Blocajul. Nu, nu e prost, da. prostia, e blocaj. Încremenire în proiect, spuneți. Încremenire în proiect. Îi spui. Nu, 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 nu am să dau nume. Uh, Unul din cei mai formidabili, de inteligenți prietenei mei. Și uh, o ținea cu. punea pe Facebook niște lucruri înspăimântătoare, cele mai vulgare în jurături la adresa celor care fac vaccine, etc. Și, la rând, îi spun, uite, prietenul meu în America, doctorul Cutare, mi-a trimis o statistică în care se spune așa. Din clipa în care a început pandemia, în Statele Unite, 96% din cei care au murit și dădea numărul, erau nevaccinați. Nu vorbim de perioada în care nu exista vaccin. Din, pe, din clipa în care a început, 98% apar medici la noi care spun, unii, i-am văzut lăcrimând, sunt înțelegeți, la ATI, la cum îi spune, la o... La da, terapie intensivă. La terapie intensivă. Ajung 95% din oameni care ajung la terapie intensivă sunt nevaccinați. 95% sunt cei care mor sunt nevaccinați. Când aduce acest argument și un elev de clasa 1 îl înțelege, băi, nu înțelegi că ea care mor sunt nevaccinați? Scot orice. Da, da, a murit unul care era vaccinat. Da, dar, deci nu mai aud. Nu mai aud. Asta poate fi rezolvată? Sau e o chestiune de credință și atunci când ai credință totul este... Nu, nu aici nu înțeleg. Când ai credință și când ai opțiuni politice, sunt lucruri ultime. Da, chestia cu vaccin, de ce e un lucru ultim? De ce această orbire sanitară, cum am zis, medicală, mă depășește? Cum ar trebui? când pui în pericol viața unei întregi comunități și supraviețuirea ei, depinde de inteligența guvernatorilor, știți, a apărut ideea, mi încalcă libertatea. Libertatea de -a ce? De a mă omorâ pe mine și pe ceilalți? Asta nu e libertate. Libertatea încetează în clipa în care se ciocnește de libertatea altuia. Aici ați spus lucrul acesta, notați-vă, vă duc înapoi la citatul dumneavoastră din carte. Că și deja ați simțit, orice ieșire în public te mutilează Gabriel Liceanu, da. deci ați spus acum v-ați pronunțat pentru vaccin, așadar veți fi mutilat da, din absolut. nou pentru această. Absolut. Veți primi o scrisoare deschisă. Am deschis, de curiozitate, făcând documentarea acestei emisiuni pe Contributors, acolo unde ați mai scris din când în când. E un site foarte bun, îl recomand cu opinii înalte ale unor gânditori din România și, scriind Liceanu acolo, am văzut câtă lume vi se adresează. Adică, primiți scrisori, scrisori deschise, răspunsuri la operele dumneavoastră, la zicele nu, dumneavoastră. Nu, nu. Iertați-mă, dar nu știu. A, faceți acest exercițiu, e n foarte interesant. Vă scrie, vă scrie foarte multă, multă lume. Da. Uh, așa o să păți și acum. Timpul, Gabriel, Timpul Liceanu, meu e scurt. N-am timp să urmăresc. <gâng> Gabriel Liceanu s-a pronunțat pro-vaccin. Păi, domnul Liceanu. <gâng> domnul Liceanu. <gâng> da. uh, V-ați pronunțat pentru vaccin. Uh, sunteți optimist uite legat de chestiunea asta, de criza asta? Adică ca specie, dincolo de nația română. Că poate nu am avea o particularitate. Ce ați povestit acum se întâlnește în întreaga specie. Sunteți optimist în fața. specii umane? Acestor noi valuri pandemice ah. care s-ar putea să vină? Eu nu, nu, nu e bine să fii nici pesimist, nici optimist. E bine să fii realist. Dar ca să fii realist, trebuie să ai date. Ori îmi puneți o întrebare pe un teren pe care. Emoțional vă întreb. N-am date să judec. Emoțional, nu da. poți să judeci emoțional când vorbești de soarta E imprevizibil. Eu nu știu ce. pe ce căi va apuca natura. <laughs> natura. Să ne înțelegem bine. Natura. în speță virusul. A n-am. Poate să apară mâine ceva care să radă jumătate din planetă. Nu știu. De unde să știu? Nu suntem datori, având două microfoane aici, să le spunem oamenilor o să fie bine, la un moment dat o să trecem, au fost și alte chestiuni, nu Păi, intră... păi ba da, le pot spune că în, în, în perioada Mediu, când izbucneau focarele de ciumă, ce trăim acum e un joc de copii. Se murea din jumate. Unu din doi supraviețuiau. Deci atunci s-a înjumătățit populația Europei. Suntem departe de asta. Da, să ne păstrăm curajul atunci. Dar aș vrea să terminăm fără a desprinde, de fapt, două imagini. Întâi trebuie să, să ne adresăm lor. Să, să desprindem o imagine tot din cartea noastră. Stăteam și mă gândesc și trebuie să fie o imagine superbă. Poate ne trimiteți la un moment dat în spațiu public o fotografie. Aveți doi copaci în grădină. Unul se numește... În grădiniță. În grădiniță, da. Casa e cât o astfel. batistă. Are... Nu știu, 10 metri patrați. Și acolo și-au găsit loc doi copaci. Unul se numește Virgil și celălalt, Monica. Nu, nu sunt doi, e, da. sunt doi într-unul. Sunt uh, înfrățiți, cum se spune la noi. deci un. Am primit, când m-am uh, remutat în Cotroceni, uh, un prieten mi-a făcut cadou un mesteacă. A fost plantat ca atare și după un an... Din uh, acea, cel unic uh, mesteacăn, au ieșit doi. Și uh, acești doi copaci așa, așa au fost în mitologia greacă, doi oameni care se iubiseră nemaipomenit, Filemon și Baucis. Și uh, ei au devenit simbolul unei iubiri care nu poate fi, nu poate despărți. Acești copaci au fost numiți de mine Monica Lovinescu și Virgilie Runca. Sunt oamenii pe care i-am așezat cel mai sus în prețuirea mea, ca fiind cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut. Și uh, mă bucur să vă spun. E, o, e taină. N-ar trebui să o fac. Sunt speranțe că. Voi primi aprobarea pentru a ridica într-o piațetă din mijlocul Cotroceniului un grup statuar cu Monica și Virgil. Monica, Vinescu și Virgil. -Runca. Uh, printre alte păcate ale poporului nostru este când ne onorăm oamenii deosebiți care au ieșit din genele acestui popor. Ori ei sunt cu Europa liberă, au făcut ceva unic în istoria noastră ne-au ținut inimile sus vreme de 30 de ani și au făcut ca uh, acele cuvinte care pot fi pervertite să fie reașezate în matca adevărului. Și pentru asta ar trebui să le fim recunoscători în eternitate. Și atunci eu, întâi, mi-am făcut micul meu ritual în grădiniță și încerc să-l aduc în spațiu public și primăria Până acum, mi-a dat semne că va exista această aprobare. Și asta la primăvară o să, vă, avară o să vă invit la dezvelirea. Asta ar fi un frumos cadou, astăzi, de 1 decembrie. Așa cred. Trebuie să primească nația asta și Așa cadouri, cred. măcar prin oameni extraordinari care sunt, există în continuare în România și, și se luptă. Îmi închipuiam această imagine și a iubirii și a curățeniei care e în grădina dumneavoastră, într-un fel și, uh, și a speranței. Sunt sigur că sunt voci și vocea dumneavoastră care ne vor spune peste ani ce e bun, ce e drept, ce avem de construit, unde am greșit, chiar, Ei, dacă, nu, nu, chiar dacă e aspru, nu? Nu mă, nu, mă, nu mă ridicați dincolo de nivelul meu. <laughs> uh, Gabriel Iiceanu, ați venit cu carte special și sigur că Poate ați așteptat un moment ca discuția noastră să curgă într-acolo, dar mai a cu curiozitatea. Ați adus un fragment din dialogurile Am cu avut, ai nu mai minte, în 2006, da, a venit, a fost a treia venire a lui Vargas, Mario Vargas Llosa. Știți, în spaniolă nu se spune doar Llosa, pentru a că la un, dat, tot, da. la un moment dat a văzut un, un, o imagine a lui, o fotografie mare, pereții editurii sunt împodobiți cu mari autori a editurii și mergând pe coridor a văzut o fotografie frumoasă a lui, mare și de subscria Liosa. Și a zis, să știți că în spaniolă trebuie să pui numele mare format din numele mamei și al tatălui. Vargas Liosa. Vargas, Liosa. Vargas era mama da, da, da. Bun. și în discuția cu el atunci am ajuns la acest punct exact la ala pe care l-am discutat cu dumneavoastră destul de mult acum ce e cu țările astea care par uh, blestemate de istorie ca și cum ar exista așa ceva așa se zice în România Bun. și spunea Peru al meu și România a dumneavoastră au destine comune au pierdut speranța au trăit în mizerie au avut parte de dictaturi. Nu trebuie niciodată să credem că lucrurile astea sunt definitive. Și a început să-mi dea niște exemple care m-au rămas cu... m-au lăsat gura căscată. La, la, un moment dat, zice... Uite, zice, în Peru avea o dictatură chiar mai rea decât an noastră, Spania. Era complet izolată. Spania. Diferențele sociale erau enorme, sărăcia era atât de extinsă, încât zeci de mii de spanioli plecau să caute de lucru în țările prospere, nu? Parcă și, nu uitați o parcă poli... pățim da. și noi asta. Și nu uitați că avea o poliție politică îngrozitoare despre care aflăm exact. lucruri 30 de ani mai târziu. Plecau. Ei bine, 30 de ani mai târziu, Spania e o țară prosperă, care nu exportă, ci atrage multă mână de lucru din America Latina Africa de Nord, România. Spania e o democrație, pare ireal că în atât de puțină vreme ea s-a integrat în cultura democratică. Nici spaniolii, nici irlandezii, nici tailandezii, nici coreenii, nici taiwanezii nu sunt ontologic superior peruanilor sau românilor. Atunci de ce i-au înaintat ieșind dintr-o situație mizerabilă și noi nu? pentru că ei au folosit mai bine posibilitățile oferite de prezent pe când noi le ocoleam. Dacă e așa, tot ne mai rămâne o speranță. Întotdeauna putem să învățăm lecția, să urmăm bunele exemple și să rupem odată pe întotdeauna cu vocația eșecului. Asta este o expresie superbă, vocația eșecului care e istoria țărilor noastre. Uite, asta să fie un cadou de 1 decembrie, poate din următoarele o să rupem cu vocația eșecului. Vă invit să prețuiți, să citiți această carte, o să vă bucure foarte tare, așa cum m-a bucurat pe mine, pentru că dincolo de gânduri, cuvinte, iubire, sigur, rămânem oameni și în momente de astea, trebuie să vă spun că sunt și mici fragmente din viața domnului Liceanu și o să vă bucurați de el, o să vedeți că... Sunteți om, ca toți oamenii. Scrie am, aici. Scrie Am, aici. am folosit o, o metaforă la care țin. Uh, Narcis generos. Narcis. Narcis era un personaj, cum știe toată lumea, care era atât de îndrăgostit de el, de chipul lui, încât în clipa în care s-a uitat în apa de cleștar a unui iaz, tot uitându-se, a vrut să îmbrățișeze și... Am îmbrățișat, s-a necat. Uh, narcis generos înseamnă că inviți să se uite prin oglinda ta pe toți oamenii și să se descopere. Deci e, fac iluzia că e o carte scrisă de un narcis generos. Uh, okay. V-a răspuns, mai, și cu asta închei cu această uh, uh, imprudență și impudoare, v-a răspuns sora dumneavoastră, atunci când i-ați dus cartea. Știu că a amânat patru zile răspunsul, v-a certat pentru impudoare, în alt volum, da. Da, în alt volum, și acum i-ați dat cartea și... A zis, sper, sper că nu scrie iarăși porcării de ale, de -ale tale. <laughs> Era la un moment dat într-o carte scrisor către fiul meu, o da. pagină la care țineam foarte mult și care, în care povesteam cum m-am descoperit ca Adonești, puber, azi, ca da. adolescent, în goliciunea trupului meu. Și e pagina, eu o consideram frumoasă, pe ea am, am speriat-o și ai zis, ne vei face de râs familia. Da, da, și da. acum când a văzut asta și a adus Andrei, sper că nu scrii chestii de-alea ca atunci. Aha, okay. da. Bun, stare, asta domnul. e. Okay. Mulțumesc tare mult, Gabriel eu, Iceanu, uh, eu spor la mulțumesc. treabă tuturor indiferent de distanță, aici ești acasă. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.